10, versetul 17. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și al doilea text, din Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 8. Deci Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 8, pagina 157. Dar cum lăsați-vă de toate aceste lucruri? De mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici de tăiere împrejur, nici barbar, nici schimb, nici rob, nici slobă, ci Hristos este totul în toți. Astfel da, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Avem de gând să ne ocupăm în cele 5 zile care le avem la dispoziție pentru acest studiu, să privim la dorința lui Dumnezeu, în modul în care ar trebui să se manifeste adunarea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Și vom privi 5 fațete ale adunării lui Dumnezeu. Și anume, începem cu familia, asta înseamnă înainte de toate adunarea lui Dumnezeu. Adunarea lui Dumnezeu mai înseamnă un spital. Adunarea lui Dumnezeu înseamnă și trebuie să însemne școală, o școală. Adunarea lui Dumnezeu înseamnă o armată, un popor al lui Dumnezeu. Și adunarea lui Dumnezeu înseamnă o casă duhovnicească, un templu sacru. Deci, dragii mei, aș vrea încă de la început să subliniez. Dacă nu vom prinde gândul lui Dumnezeu ca să ne manifestăm din punct de vedere practic în toate aceste aspecte, n-am făcut nimic. Sunt prea mulți creștini și adunări. Are se bucură de învățătură și gata. Poate se bucură de tămăduirea renilor poporului Dumnezeu. Și așa fac până când pleacă de pe pământul acesta. Alții se ocupă și frumos să câștige suflete, să-l înfrângă pe diavolul. Și iarăși e frumos. Dar nu-i suficient, dragii mei. Copiii lui Dumnezeu, adunările lui Dumnezeu, adunările locale, trebuie să poarte aceste 5 manifestări în care Dumnezeu ne vrea pe fiecare dintre noi. În toate aceste lucruri, trebuie să fim la înălțimea la care ne dorește Bunul și Slăvitul Dumnezeu. Și am început cu familia. Și știți de ce? Dacă nu vom sta bine la acest capitol, în toate scripturile. Dacă ca adunare a lui Dumnezeu nu vom trăi ca o adevărată familie scumpă și slăvită, n-am făcut nimic.
Am citit acel verset din Ioan, capitolul 20, versetul 15. E primul lucru pe care Domnul Iisus avea să-l spună unei femei după înviere. Maria, nu mă ținea. Nu m-am suit la tatăl meu și fiți atenți, tatăl vostru de acum. La Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru de acum. El, frăcisorul, prin rănile lui, a reușit să ne facă familia lui Dumnezeu. Doar cumplitul tunel prin care a trebuit să treacă, a reușit să ducă la bun sfârșit realitatea cea mai slăvită din universul acesta. Familia sfântă, familia lui Dumnezeu. Și, dragii mei, aș vrea să spun încă de la început. E cea mai slăvită familia lui Dumnezeu. Și singura, și apăs, e singura care are un viitor. Restul nu au viitor, dragii mei. Deci, dacă este cineva care încă nu e în familia Domnului, trebuie să știe că e cel mai nefericit. Dacă zilele pe pământul acesta se vor scurge și nu va ajunge să intre cel mai mare privilegiu să facă parte din familia scumpă și slăvită a lui Dumnezeu. Deci e singurul lucru pe care pot să ți-l adresez. Intră astăzi. Fă-o cât mai curând. Pentru că va veni o zi că nu va mai fi nimic de făcut. O, câți vor trebui să plângă departe de familia lui Dumnezeu. Unde nu vor rămâne decât, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, lacrimi, dureri, suferință și atât. Niciodată nu vor mai putea denumi pe cel care ar fi putut să-l denumească Tatăl nostru care ne ești în ceruri. Se va închide pentru totdeauna această ușă și închisă va rămâne. Deci, facă Domnul ca să deschidă și inimile acelora care încă n-au intrat în casa lui. Nu suntem de la creație familia lui Dumnezeu. Păcatul ne-a îndepărtat. Și dacă nu credeți, citiți ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Când Dumnezeu a aruncat pe om. Păcatul desparte. Numai Golgota, numai rănile Domnului Iisus a putut face posibilă intrarea noastră în cea mai slăvită și mai binecuvântată familie. La ce ar trebui să ne gândim când ne gândim la familie? Și gândul care mi-a venit în minte, și poate că o să fiți de acord cu mine seara aceasta. Când te gândești la familie, poate că te gândești la multe lucruri, dar în mod deosebit la relații. Dar o familie bună înseamnă relații de calitate. Relații bune. Relații cât mai fierbinți cu putință. Relații în care ne pasă de frații noștri. Ne dor de cei care cad. Ne interesează cei din jurul nostru. Asta e familia lui Dumnezeu. Atunci când relațiile sunt înalte, slăvite, scumpe, familia merge bine, dragi. Ușor pot să uite, ușor pot să treacă cu vederea, ușor pot să o ia de la capăt. Când relațiile nu sunt de calitate, familia poate să nu însemne nimic decât un mare zero. Și așa cum deseori auziți în familie, vai de noi, mai bine nu ne-am fi mai căsătorit niciodată. Aceasta e și realitatea în adunarea lui Dumnezeu, când relațiile nu sunt cordiale, fierbinți, de o calitate, și am putea spune, de cea mai bună calitate cu putință, aceasta ar trebui să fie pe linia relațiilor familia lui Dumnezeu. Și v-aș duce cu gândul la două exemple. Un exemplu bun și unul rău. Unul din Vechiul Testament și îmi vine în gând, Iosia. Ne putem îndoi de faptul că și-a iubit cu adevărat frații? A trăit așa cum suntem și noi chemați să trăim ca frații? Avea toate motivele și mai ales în postura și poziția atât de înaltă în care îl condusese Dumnezeu. Dar niciodată nu s-a gândit măcar să se răzbune. Măcar să fie răutăcios, așa cum o vedea imediat. Măcar să plătească restul. Un exemplu minunat, frați și surori, la astfel de relații suntem chemați. Nici nu suntem excluși.
Niciunul nu putea să spună, eu sunt prea tânăr sau eu înghite-mă că sunt prea bătrân. Nu, fratele și sora, așa trebuie să trăiască. Și să ne dea Dumnezeu relații cât mai fierbinți și cât mai calde în sânul adunărilor în care Dumnezeu ne-a așezat. Aceasta ne dă gândul și tăria să mergem înainte. Aceasta va putea să-l înfrunte pe diavol și să dea toată tăria de care este nevoie unei familii ca în vremuri cu soare și în vremuri grele să supraviețuiască. Să meargă înainte. Din nou să-și dea mâna și să se bucure unul de altul și să poată trăi unul ca altul. La aceasta vrem să ne gândim în seara aceasta, când ne gândim la familie. Dar un exemplu, așa cum a spus, negativ. Sunt frații din Corint. Spun frații, așa îi denumește cuvântul lui Dumnezeu. Și vă amintesc, fraților, știți cât de grea era starea acestora? La masa cea mai sfântă, unii se îmbuibau și unii se uitau cu jilă. Pentru că n-au avut ce să aducă de acasă. Unii erau beți și alții flămânzi. Unii erau priviți de sus și alții se priveau de sus în comparație cu ceilalți. Așa erau cei din Corint. Și așa sunt probabil multe adunări care încet, treptat, sunt conduse la cimitirul care a înghițit. În adunări, în care au început frământările, nu prea s-a găsit dragoste, nu prea s-a găsit acel ulei care să vindece, să-l tămăduiască, și puțin, câte puțin, și dintr-o dată. Ori s-au frânt, s-au despărțit, s-au risipit. Și satana a putut să se bucure și să joace de bucurie. Că a avut un nou câștig. Deci haideți să învățăm, frate și surori, dacă iubim pe Domnul, dacă iubim familia lui Dumnezeu în care ne-a adus, să nu precupețim niciun efort ca să rămânem la relațiile de cea mai bună calitate, așa cum am auzit. La ce ne putem gândi când ne gândim la relații? Sau cum putem să ne adâncim și să trăim la nivelul și la înălțimea la care ne dorește Dumnezeu? Și Dumnezeu m-a îndreptat, așa cum v-am citit în seara aceasta, la acel cuvânt deosebit pe care Apostolul Pavel îl rostește în epistola sa către Colosenzi. Dacă vrem relații bune, fiți foarte atenți să ținem cont de aceste cuvinte. Sunt atât de ample, parcă cuprind, tămăduiesc, rezolvă, vindecă, toate problemele. E suficient dacă trăiești acest pasaj și te vei bucura de relații bune. Dar e suficient dacă ții cont de ce învață Dumnezeu în acest pasaj și vei vedea că dintr-o dată norii negri se duc, ploaia aia cu trăsnete și cu vijerii nu mai e deasupra ta. Și o relație minunată și fericită va fi cunoscută din nou în familia, care să nu uită familia Domnului, fraților. O, de-a putea să înțeleg în seara aceasta soluția vindecării. Oriunde este nevoie de ceva de vindecare. Și haideți să ne aducem în primul rând aminte de prima parte. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Toate lucrurile înșirate aici, eu i-am numit dușmanii relațiilor bune. Dragii mei, când ai dușman și ții sân, să nu te aștepți că lucrurile mele. Trebuie să puși deoparte. Sau, după cuvintele lui Pavel, strențele. Ale cui? Ale omului vechi? Trebuie nepărat. Cum să ai haine de sărbătoare? Haine de prinț? Și încă să mai apelezi la acestea? Nu se cuvine. Nu se potrivesc. Deci, la aceste lucruri, Apostolul Pavel spune, lăsați-vă! Gata! La lada de gunoi! La care niciodată să nu mai îndrăzniți să mergeți. Atunci ce groaznic când în România mai sunt oameni care caută în ghere. Și te scutuie. Doamne, cum or fi putut? Dar din punct de vedere spiritual, dragii mei, încă sunt creștini care apelează la streți. Miros urât. Fac multe răni. Produc
așa, discordie, dar încă sunt îmbrăcat și încă sunt apreciat. Deci, haide să vedem, de ce ne spune Apostolul Pavel să ne lăsăm? Sper să terminăm în seara aceasta. Lăsați-vă de toate aceste lucruri și începe. De mânie. Băi, Doamne, băi, cine nu se mânie? Fraților, fiți foarte atenți. Poți să te chinui să construiești o relație bună ani de zile. Știți cât de ușor o poate duce o izbucnire de mânie. Sunt frați, așa cum știți că s-au despărțit și nimeni și nimeni nu le-a pot împăca. Pot să trecă apele tunelii peste ei. Nu mai pot să ajungă în relația aceea bună în care erau. Și poate totul a fost declanșat de la un moment de mânie, o izbucnire. Ca un trăsne care a făcut ravagii și a lovit capetele și a spart capetele oamenilor. Și atunci, dintr-o dată, a curs sânge, a produs rău și ziduri înalte la care poate te-ai mucit ani de zile. Și tu izbucnire de mânie. A distrus. Credeți că întâmplător ne spune cuvântul lui Dumnezeu, mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu e timp să vedem ce înseamnă să ne mânie, să nu păcătuim. Poți să te mâni împotriva păcatului. Poți să ai o atmosferă, un sentiment care nu te lasă să taci când Domnul Iisus se va șocori. Dar, dragii mei, chiar și lucrul acesta, un început bun, trebuie ținut sub control. Trebuie să te găsească apusul soarelui fără el. Pentru că, în final, îl va folosi diavolul. De aceea Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Să lăturăm acest vrășmaș. Și apoi auzim de vrășmășie. Au, nu pare un dușman așa de fricoșător. Cine nu poartă acolo la evidescențele unui lucru pe care ți l-a făcut sau unui cuvânt pe care ți l-a spus cineva și porți așa o reminescență, o ușoară vrășmășie împotriva cuiva sau haideți să zicem așa mai modern. Ceva antipatic pentru ființa asta. Nu-mi place fratele ăsta. Nu-mi place soarele ăsta. Și strângi, și strângi, și încerci să te eschivezi. Numai că, dragii mei, aceasta va lucra. Nu imediat. Numai că satana va aduce momentul oportun și această vrășmășie poate dintr-o dată să se transforme într-o mânie cumplită și lucruri care au purtat la așa antipatie și doar lucruri care trebuie să le purtăm. Dar ăsta e, nu pot să-i închid eu pe toți. N-am inima lui Pavel și nici inima lui Dumnezeu. Dar trebuie să o ai. Apostolul Pavel spune, lărgiți-vă inima, fraților. Așa cum spunea Pavel, inima mea, sunt ca pe toți. În inima lui Pavel au încăpătare mulți sfinți. De ce nu și în a noastră? De ce ține scop vrășmășia? Așa de mult pot să erodeze legăturile bune. Dar puțină vrășmășie azi, puțină mâine și dintr-o dată zi și apoi mine când vine momentul, îl dărâmi așa printr-o mânie care explodează și s-a dus tot. Să trecem sucint și repede, așa cum am menționat, eu vreau să terminăm în seara aceasta, că n-avem decât 5 zile. După vrășmășie auzim de răutate. Și e așa că cine nu s-a purtat, să spunem, răuți. Și uneori chiar adăugăm, am fost răuți, nu am putut să nu fac. Că Domnul spune, e haină de aruncare la gunoi. Asta nu trebuie să fie răuți. Răutatea, cocoloșită și privit așa ca un copil mai handicapat, e micus în mană, e doar puțină răutate și așa, Doamne, când de când mai dăm restul, mai plătim la unul, la altul. Sunt lucruri care, dragii mei, priviți în jur. Ce zdrobește stânga? Picătură de apă. Cad în ce? Și când privești la betonul care spui, îi dă neclintit, nimeni nu va putea să-l... Nu e așa. O picătură azi de răutate, mâine una de așa, pe acolo, cu sola răutății, și poi mine te trezești că ceva s-a întâmplat.
Și nu mai poți vedea niciodată cu aceiași ochi pe cel care spune că ți-e frate. Frate și surori, haideți să alugăm și această haină murită din viața noastră, care se numește răutate. O îndrăgim, o cocoloșim, o privim mai minoră și mai banală și putem chiar așa cum... Nu cred că fiecare ați auzit sau ați spus. A fost rău cu tine, asta a fost, chiar am vrut. Dar Biblia spune nu. Asta trebuie să fie la lada de gunoi. Ia omului vechi, cum vom vedea. N-au ce să caute. Nici răutatea. Și facă Dumnezeu să nu îngăduim nici răutatea să poată să se cuibărească în inimile noastre, în sufletele noastre. Nici clevetirea. O, vai, fraților! Probabil că dacă istoria ar arăta cât de mult rău a făcut în ce privește relațiile și nu altcineva decât clevetire. Taca, 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 am auzit ceva, spunem altcuiva și așa cum știți că se ajunge cu telefonul fără fir și când aude sufletul respectiv, țânțarul acela care a devenit adversar, nu mai înțelege nimic. Spune, dacă ăștia-ți frați, și așa cum s-a mai întâmplat, nu mai întrebi niciodată. Mai ales dacă sufletul acela e plăpând. Eu am crezut că sunt sfinți ăștia. I-am văzut coborând din cerul. Știi, și-a, uite ce nume rău mi-a scos. Uite cum, efectiv, așa puțină vorbă de ea. Face aceeași lucrare. Încet, dar sigur. Ating relațiile bune. Fraților, clevetirea n-are ce să caute în gurile Sfinților. Suține departe. Și când încearcă diavolul să-l pună din nou sub ochi, aduceți-vă aminte, e o zdrență murdară. E o haină care, din punct de vedere firesc, nu te-ai îmbrăca cu ea. Ai lepădat-o și lepădat-o ar fi. Dar la răutate mai apel. Și la răutate, credem noi că nu e atât de grav. Pavel spune, terminați-o-și cu acest dușman. Nu se covine. Răutatea n-are ce se caute în inimile Sfinților. Și apoi, auzind după răutate, cuvintele rușinoase care v-ar putea ieși de mine. O, dragii mei, dacă am ști câte relații și-au stricat calitatea, pentru că n-au apelat, așa cum suntem chemați, la cuvinte delicate, ales. Și să ne căutăm cuvintele, fraților. Nu mai vorbesc cuvinte rușinoase. Se strică ceva, se strică sensibilitatea dintre frați, frați, când auzi un cuvânt porcos, un cuvânt urât, sau mai așa, mai, că nu se cuvine, mai degradant pentru ceea ce înseamnă, ce era în gura Apostolului Pavel? Pentru preiubiții frați. Ai vorbit pentru cineva așa, care vezi prea iubit? Cuvintele rușinoase. Cuvintele care nu se merită să le punem în gura în noastră, privind la Sfinți și nu numai fraților. Poate nu vorbim despre nimeni. Un vocabular așa de mai dar. Un jargon într-adevăr care, știi ce fac? Strică calitatea relațiilor. Când vorbești, bă! Nu mai e aceeași. Nu mai simte respectivul decât într-adevăr cu el. Parcă-i bătărânie deși. Bă, frate iubit! Stricatul. Mai bine n-ai răspuns. Ori una, ori alta, dar nu spune pe prima și spune doar ce rămâne. O să ne ajute Domnul să înțelegem. Să ajungem oameni manierați. Chiar și la nivel de cuvinte, frate. Eu cred și eu vă spun, am rămas uluit. Am trăit doar în România, așa cum știi. Când am ajuns pentru prima dată în Scoția, știți ce m-a mirat? Influența care încă se vedea a începuturilor atât de bun. Intrai într-un magazin nu creștin. Probabil că dacă era un magazin creștin, scoțian și un român, am fi zis că ăla scoțian e creștin și ăsta la altul păgân. Am văzut chiar, nu românești, un magazin a unui indian. Știți cum? Și era unul acela. Am intrat și într-unul și intrat. Prăpastie. Îți ies cu zâmbet pe buze, cu cuvinte manierate, cuvinte de calitate. Și fraților, poate că o fac numai pentru comerț. Că-l dă patronul afară. Vai să-l audă că nu e manierat și nu e. Chiar dacă n-a luat nimic.
frați și surori, pentru noi cuvintele sunt pentru ca să menținem legăturile bune, legături de calitate, legături sfinte, legături deosebite. De ce să apelăm la cuvintele și la jargonul de pe Maidan? N-au ce să caute, frații. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și pe linia aceasta că e tot un vrășmaș. Și cuvintele, că nu se calitate. Ce să caute? În gurile unor oameni de calitate? În unor oameni care doresc relații de calitate? În unor oameni care sunt cetățeni ai cerului? Nu se cuvine, nu se mai pretează, frații și lor. Și facă Dumnezeu ca aceasta să fie și realitatea noastră. Și apoi nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele. Fraților, dacă ați vedea cât de mult strică încrederea între frați, ce? Minciunea, fățărnicia, lucrurile cu două înțelesuri și care diminuează încrederea și o slăbește. Gândiți-vă, mai are încredere cineva în tine când a constatat că ne-ai spus adevărul? Mai se poate sprijini pe tine când totuși constată că l-ai mințit? Sigur, trebuie să repare, spune noi, ai frate! Dar noi n-ar trebui să stăm departe de niciun, departe de lucruri care nu se cade niciodată să vină în gurile noastre. Și apoi, fraților, ne dă un motiv care ne lasă fără respirație. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Se vorbea duminică la Ploiești, fraților. Toate lucrurile acestea aparțin eului. Ăsta e omul cel vechi. Și care, așa cum am văzut, în primul rând, ne aduce durere chiar nouă înșine. Niciun creștin care trăiește încă și cocoloșește și întreține viața euului lui, nu e bucuros. Nu e cu adevărat fericit. Și Domnul ne spune, ați aruncat aceste zdrențe la gunoi. Gata! Și așa cum am văzut, dacă dorim, frații și surori, să nu mai avem de-a face cu acești vrăjmași, amintesc ce spuneam duminică seara. Nu El, ci Hristos, spunea Pavel. Anunțase înainte, a murit! Pavel e mort! Și apoi arată să nu creadă nimeni că e ecoul unui cavou, așa, și se aude vocea lui Pavel. Eu tot nu mai trăiesc eu, dar trăiește Hristos prin mine. Și viața pe care o trăiesc, o trăiesc prin credința în acela care m-a iubit și și-a dat viața pentru mine. Dragii mei, să nu mai cocoroșim viața eului cu zdrențele lui murdare. Erodează relațiile, strică calitatea lor, dă, într-adevăr, jos ce mai sfânt, ce mai scump, din gurile noastre, din mințile noastre, din ființele noastre. Și mai devreme sau mai târziu, și e bine să știm, ne lasă singuri, frații. Nimeni nu are nevoie de frați, de exemplu, fățarnici, care mint. Sau nu mai rău, așa câteodată, că le mai prind. Bine, care vorbesc curiet, care folosesc cuvinte, că nu sunt de calitate. Nimănui nu-i trebuie astfel de frați. Deci ce frumos ar fi să nu uităm niciodată lucrul acesta. Erodează relațiile, strică legăturile. Și dacă aceste realități strică tot ce e mai bun între noi, haideți să vedem ce spune Pavel, pentru că întotdeauna Biblia n-are doar o parte negativă. Să nu faci, să nu treci. Asta înțeleg necredincioși. De-aia nu vii la Dumnezeu. Prea multe restricții. Nu suntem liberi. Bă da, însă adevărata libertate, așa cum se menționa în latine, o libertate în care poți să faci ce vrei. Și poți să nu te bucuri de dreptul tău, tocmai pentru că ești liber. Și poți să nu te bucuri de dreptatea ta, tocmai pentru că ești un slobozit al Domnului. Și tu poți să o faci de dragul fratelui, să-i spui, refuz să-mi scot dreptate. Refuz să scot ochii aceluia care merită, că mi-a scos el întâi, și să mergi înainte să faci așa cum am amintit, cum a făcut Iosif. Și, dragii mei, vom trece prin ele dacă ne va ajuta Dumnezeu. Sunt atât de frumoase trăsăturile omului nou, arată viața în sine a omului nou, încât merită să ne scăldăm în această viață. Să ne bucurăm de ea. Să o lăsăm să pulseze spre toți aceia
care au atâta și atâta nevoie de ea. Haideți să începem și cu partea pozitivă. În primul rând spune că noi ne-am îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, trec repede și nu putem să rămânem la fiecare verset, dar încercăm măcar pe scurt să vedem trăsăturile omului nou, a aceluia cu care ne-a îmbrăcat Tatăl nostru, Cel care este în ceruri. În primul rând spune, aici nu ai nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici nătăiere împrejur, nici barbar, nici schit. Ce înseamnă asta? Că suntem doar frați. S-au dus privilegiații și cei care erau năpăstuiți. Familia Domnului e formată doar din privilegiații. Gata cu cei care sunt suspuși. În familia lui Dumnezeu, cuvântul spune, toți suntem frați. Atât. Ne e minunat? Și, dragii mei, dacă nu ne spune prea mult acest verset, aduceți-vă aminte ce spune tot Apostolul Pavel, cred că în Efeseni, capitolul 2, cu 15, și ne spune că Domnul Hristos, la Golgota, a distrus zidul de despărțire între noi și Dumnezeu și spune, slavă Domnului! A nu doar atât. Și între noi și privilegiați. Și Dumnezeu a spus, gata cu privilegiați. Gata cu castele care sunt o grupare apare, care merită închinarea celorlalt. Gata cu cei suspuși, tu suntem frați. Vrei minunat? Cel mai slamătulat trebuie să se vadă frate cu fratele Pavel despre care am amintit. Despre cărui cuvânt am amintit în seara aceasta. Toți suntem frați. Ce frumos ar fi să înțelegem lucrul acesta. Nu ziduri, fraților. Nu despărți. Eu de multe ori am auzit. Noi, slujitorii, avem un cartier apart. Acum sunteți voi de răspândiți așa pentru creștini. Noi suntem grupați așa, oameni cu interes. Nu, suntem frați. Înainte de toate, este frați. Dacă ați vedea, și nu îl văd, fraților, în sânul unui adunat, unor adunări, sunt dezgustați. Oameni care sunt înțelepți, au un cap bun. Dar le-a dat Domnul, nu au muncit pentru el. Și așa îi disprețuiesc pe cei care îi vedă mărâți. Și nu ridică bine glasul, ce frate de asta. Odată că s-ar vedea în acele momente cum îl privește Domnul, ar intra cu capul în țărână. Și ar prefera să lingă țărâna decât să mai îndrăznească, să disprețuiască ce? O spune Domnul, un micuț al Domnului. Și spune că dacă îl faci să cadă, dacă îl faci să se potinească, leagă-ți o piatră, nu din aia strălucitoare, ca să fii mai deosebit, de moară, ca să fii aruncat în fundul mare. Gata. Deci eu să nu uităm. Iată ce întărește legăturile între noi. Suntem frați. Și fraților, eu am auzit de multe ori. Oameni care erau atât de dezamăgiți de ce erau în lume, și când a dat de o adunare bună, au spus, niciodată nu mai m-am părăsit. Am găsit ce n-am avut niciodată. Nu mai văd gardul, nu mai văd ziduri, mă simt ca acasă. O, facă Dumnezeu, să nu uităm niciodată în lucrul acesta. Știți pe Bogdan, e încă un om care nu-i liber. Dar știți ce spunea într-o zi? N-am avut un adevărat tată, ci doar unul care și-a bătut joc. Aici am găsit frați, am găsit adevărata familie a lui Dumnezeu. Asta înseamnă rugina. Asta înseamnă să strălucim. Nu diferențe, nu ziduri, ci frați. Asta înseamnă legături bune. Relații cum se cuvine. Nu mai sus că el e avocat și celălalt e doar un strungar, un mărânt. Nu suntem frați. Asta de valoare. Însă mulți avocați care vor ajunge în iad. Și chiar judecători. Dar sunt mulți cerșători creștini. Cerșători. Oameni săraci, creștini, care vor fi primiți în sânul lui Abraham. Așa cum am auzit de la asta. De ce Domnul să ne binecuvinteze? Sunt îngrozit că vom aceasta. Să ne binecuvinteze cu înțelegerea acestor lucruri. Apoi uitați-vă ce spune ca niște aleși al lui Dumnezeu. Însă și expresia, fraților, auziți ce sunt? Aleși și prea iubiți al lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă
Și niciodată parcă vedem haina preoțească, formată din multe piese. Așa e că era, așa cum am văzut-o desfășurată în cartea Exodului, tare frumoasă haina aceea. Atâtea piese și cu atâta însemnătate. Și a noastră e însemnătată. E plină de însemnătate. Și a noastră e formată din multe, multe piese. Care mai frumoase? Dar haideți să le lăsăm să strălucească prin viețile noastre. Și uitați-vă cu ce începe. Ca niște aleși, așa cum a spus al Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu o inimă plină și fiți atenți. Plină! În care nu mai cape nimic decât aceste lucruri. Plină de îndurare. Pe scurt, pentru că m-a spus, m-am grozit ceasul. Ce înseamnă îndurare? Foarte simplu. Când cineva ți-a făcut rău, se scoză. Nu, să îndur. Asta înseamnă. Să te stăpânești, spui, e poate într-un moment greu. Și am trecut, cine știe ce s-a întâmplat? Lasă, nu-i nimic. Asta înseamnă îndurare. Și să nu mai spunem, nu e timp. Dumnezeu ne-a arătat-o cum. Nu vă putem explica și probabil niciodată când vom fi pe pământul acesta, în toată frumusețea ei. El n-a considerat să răspundă cât e de înjosit și bajocorit și astăzi. Și ce face Dumnezeu? Îi îndură frații. Nu se cuvine și noi, noi suntem muritori și îngăduim doar unor muritori. Suntem îndurători doar față de niște oameni ca noi, fraților. Păi cine-i Dumnezeu și cine suntem noi și El ne îndură. Și apoi spune în continuare, nu rămâne de aici, ca să nu ne punem toată și toată încrederea, doar să îndurăm, până când vom exploda. Dar nu trebuie așa. Uitați-vă ce spune în continuare. După îndurare, spune să ne îmbrăcăm cu bunătate. Ce înseamnă bunătate? E un pas în plus. Dacă ai putut să înduri, a doua piesă din îmbrăcăminte spune, n-ai făcut-o. Ieși înainte cu un bine. Pune cărbun asupra acestui frate care ți-a greșit. Și fraților, cuvântul spune, toți greșim în multe fel. Nu puteți să spune, frate, îmi pare rău, eu n-am greșit niciodată la nimic. Eu am greșit, vreau să ridicați-vă la cineva care n-a greșit nimic. Nu e nimeni. Deci dacă și noi am greșit, cuvântul spune, îndurați. Și apoi ieșiți-le cu un bine înainte. Când ți-a făcut rău, gândește-te cu ce bine poți să iei înainte. Ce cărbune a prins, poți să pun eu pe capul lui. Ca lucrul acela, tunelul acela prin care iese, ce niciodată să vadă, bă, Doamne, cum am putut să fac? Bă, frate al meu, de ce nu-i fi supărat? Lipsa de îndurare și mai mult lipsa de bunătate împing lucrurile mai departe. Când îi răspunzi cu aceeași monedă, lucrurile se întețesc. Și în loc să se oprească acolo și atunci, și poate să se repare la fel atunci și acolo, se încroașă, frații. Și devin mai triste, mai grozave, mai cumplite. De ce îi spune cuvântul lui Dumnezeu să ne îmbrăcăm cu bunătate? Și ca și cu dar suficient. Cu smerenie. Ce e asta? E acel ochi prin care privești pe alții mai mare ca pe tine. Simplu pentru noi toți. Te faci mic așa, mic. Atât de mic încât să vezi pe oricare mai mare ca tine. Adică, știu, dar e piesa Domnului Iisus. Nu e a ta. Doar trebuie să îi dai voie și să te smerești. Frăților, am auzit și m-am mirat. Știți câtă forță are un om? Cruzeavă, dacă ar acționa, nu știu care e stăpân, ar putea să-l controleze. Dar știți ce se spune despre ochiul omului? Vede de câteva ori mărit. El ne vede pe noi oamenii giganți. Cum să mă scurs de giganți? Vedeți ce simplu e? Cum să nu iubești pe giganți? Dacă toți frații sunt mari, păi nu știi cum să te pleci, nu? Vine un frate cu o vază, un frate deosebit și să n-ai toate manierele mai bune și mai... Le-ai scos pe cele mai bune din șfolie. De ce? Dacă te faci micuț și te smerești și vezi pe ceilalți înalți, dintr-o dată poți să îi îngădui
să intru și ba chiar spui, e onoare, băi. Mi-a zis fratele, cine să spun, Paul, așa ceva. Nu pot să-l, nici eu n-ar pot. E atât de înalt și atât de deosebit, cum aș putea să? Asta e smerenia, fraților. Și să dea Dumnezeu să înțelegem că e podoaba în care Dumnezeu ne vrea îmbrăcat. Mă ales că e dat. N-avem nevoie de hainele noastre. Nu e nevoie. Al nostru trebuie un miros greu, urit. Sunt bune doar pentru lada aia de gunoi, a rebuturilor. Și știți că se strâng des, pentru că sunt tare dese aceste haine care se tot murdăresc și se urțesc. De aceea, haideți să ne îmbrăcăm și cu smerenia, acea podoabă în care Dumnezeu ne dorește și, în continuare, fraților, cu blândețe. Blândețe? Ce e asta? Știți despre cine s-a spus, fraților, că a fost blând ca un miel care îl duce la măcelar? Pe cel tot puternic. Vă dați seama? Suveranul. Dar ce înseamnă? Nu e ce în capul nostru, fraților. Blând e prost. Uite, ce slabie. Nu știe să dea restul. Nu știe. Românul și el, băi, cât să fie preșul, fraților. Blândețea nu-i slăbiciune, fraților. E putere. A fost vreun om mai deosebit? Am menționat ca Domnul Iisus. Haideți să nu mă omenești, că doar exemplu omenești, că spune, a fost Domnul Iisus. Fraților, Pavel a fost mare? Haideți, sincer. Eu consider ca unul din probabil cel mai mare slujitor. Știți cum a ieșit unor fraților când au venit sfinți? De un maldor așa de sub pietre, unde îl târâse. Nu cei pe care i-a jubit, aceia pe care a fost să-i aducă la Dumnezeu. Și s-a scuturat așa, liniștit. Păcătoși! Nu. A plecat în altă parte să găsească Dumnezeu. Știți cum a fost Pavel? Că nu mai avea nicio ieșire. Și Pavel a zis, fraților, nu-i rușine de tine, dar avem o coșniță. E singurul lucru în care te putem, un coș. Știi, nu-i greu, marele predicator să-l punem pe Pavel. Pavel e ce? Pentru mine asta? Slavă Dumnezeu, asta e soluția lui? V-ați fi urcat, fraților? Mai ales dacă erați la costum, așa, la treiace, după ce am predicat, după ce am... Să mă dau în coșnița asta jos pe geam? Cel blând poate să o facă, fraților. Nimic nu prea consideră înjositor pentru el. Pentru că nu e blând, are putere, are tărie. Face ceea ce nu fac toți care s-au crezut tari și mari și puternici. L-ați văzut? Așa cum chiar și fizic ne-e dat. Uneori când trece cât un dulă, o namilă, și ce cu javnele să cheaune și să uită așa mai la ei și să, la camera să le spună ce vreți? Ce vrea că mai dă? Asta e plândețe, frații. Să poți, într-adevăr, așa, să te uiți la cel care îți face rău, să spui sărăcuț. O, să-l ajute Domnul. Să poată să iasă din starea aceasta. E o trăsătură, e o piesă a vestimentației noastre, a omului nou, în care suntem chemați să umblăm. Și din nou spun, nu-ți da jos, fraților. Am obosit până aici, nu reușim să le trăim în toată frumusețea lor. Pe aceste, n-ai zis să mai continuăm? Trebuie. Mi-am citit. Și apoi uitați-vă ce spune după smerenie. Și blândețe să ne echipăm cu răbdare. Nu. Înderugă. Ce e anume? Cum spun eu, vă traduc popular. Sărab. Și niciodată să nu spui, dar până când? Sărab scotit. Asta e înderugare tare. Nu se sfârșește niciodată, frate. Cum nu s-a sfârșit a Domnului Iisus când suferea pe cruce? Asta înseamnă înderugare tare. Și o piesă. A venit cu noi, frate. De ce să nu uităm? Dumnezeu ne spune să avem această îndelungă răbdare, pentru că e una din piesele cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Și apoi, uitați-vă ce spune. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină, se plăcă de altul. Iertați-vă unul pe altul. O, dacă s-ar fi oprit aici. Nu, cum vă ierta Hristos pe voi.
Dacă unul are o pricină, să nu uite, Domnul i-a lăsat un cordon care se numește al îngăduinței. Și așa cum bărbații strâng mișlocul, se poate să facă mișcările alea sănătoase, plăcute înaintea lui Dumnezeu, tot așa ce acest cordon al îngăduinței nu-ți dă voie să faci un pas și să îți fracturezi gâtul sau să fracturezi alt gât sau altă. Ce sângă? Te-a jignit. Te-a mâgnit. Te-a îndurerat. Domnul spune, îngăde. Și chiar dacă ai o pricină dreaptă, noi tare mult de asta ne-am zis. A, frate, dar am dreptate. Îmi pare rău că, uite, am dreptate. Și Domnul spune, te cred. Și uite, am soluție. Iartă cum te-am iertat ei. Asta e măsura. Nu accept. E cordonul lui. Cu care în mijlocul nostru, așa cum era brâul la rând, fraților, peste toate se încingea cu acel brâu și trebuia efectiv să aibă îngăduință. Și vai, așa cum, cel puțin, dacă mai puțin am văzut la el lucrul acesta, câtă îngăduință a avut Moise, frații. 40 de ani de suport și îngăduință și suport. De aceea să ne ajute și pe noi Dumnezeu să ne încingem și cu acest cordon. Dar uitați ce mi-a spus. Dar mai presus de toate acestea. Doamne, nu-i suficient! Nu. Mai am o haină mare, așa, ultima piesă, cu care Dumnezeu spune, dacă ți-a rămas o fisură, dacă e la încheietura acolo, unde a fost lovit împăratul care trebuia Ahab să moară, trebuie să fie acoperit. Totul. Știți cum e în termen popular? Când cauți în stânga, cauți în dreapta și spui, am găsit. Uite, am găsit ca lucrul acesta să nu-l mai... Păi ce a spus Biblia? O, știți că Petru deja avea o măsură. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Nu așa, de 7 ori? Dar și cum? Trebuie să mă sting. Mă lauz pentru lucrul acesta. Domnul Iisus spune, 70 de ori câte 7. Adică închide să nu știți. Și uitați-vă ce face dragoste. E ca o piesă largă, așa, a vestimentației, care acoperă toate părțile trupului, încât să n-ai loc de mișcare greșită. Să n-ai loc pe unde să se scurgă altceva decât dragoste. Și de ce o văd eu așa, fraților? Dacă vă uitați bine în 1 Corinteni 13, știți ce se spune? Și știți, nu e timp să ne mai uităm, ne-am uitat altă dată la trăsăturile ei, dar ca o formulă care ne aduce aminte despre dragoste. Când dragostei acestei piese nu-i mai rămâne decât să sufere, știți ce faci? Sufere, dar nu scrâșniți iubiți. Sufere, iubiți. Moare, iubit. Moare fizic, că dragostea nu va muri niciodată, frate. Asta e dragoste. Acum, haideți, nu vreau să-mi dați dreptate. Dar dacă asta e dragoste, mai avem vreo fisură pe unde am putea spune, slavă Domnule, a lăsat Dumnezeu aici o portiță. Așa cum încercau iudeii, să scoată câte o portiță pentru ei. Și știți ce a făcut din tot pachetul acela frumos, spune, ați desfințat legea lui Dumnezeu, folosul datilor vă. Și acum putea să nu mai dați, că voi și așa evrei știți doar să luați, Și tot așa. Au tot găsit breși. Și Domnul Iisus a spus, nu, eu nu vă mai las nicio breș. Îmbrăcați-vă cu această piesă atât de largă, încât acoperă așa de minunat trupul vostru, încât să nu curgă din el și când nu mai rămâne nimic, decât să suferi și să speri, așa cum sfârșești o dragoste și să nădăști cum ești, să faci în dragoste. Iubi. Nu amărându-te. Pentru că amărăciunea nu rămâne aici, așa cum știi, conduce la lucruri mai triste, mai grele și mai gustoare. Deci ea să dea Dumnezeu să fim găsiți în această podoabă atât de scumpă și atât de slăbită, mai ales pentru că o avem ca expresie fizică, o avem în șifonierul nostru, frate. Dar trebuie să fim găsiți îmbrăcați în ea. Nu în șifonier, cum făceau oamenii de la țară, țineau lucruri pe care unii nu le luau niciodată. Și le îmbrăcau cu ele, că nu reușeau să îmbrace niciodată. Asta e haină de sărbătoare. Fraților, pentru creștini, cam așa e dragoste. Haină de sărbătoare, fraților. Mai merge la adunare, mai merge să iertăm. Apoi mai merge să iubim.
Ne mustrăm un frate sau un altul care nu poate să nu ne spună așa pe viu ce se întâmplă. Soro, mai vrei locul întâi? Frate, mai îți place confortul ăla și nu te lipsești de Doamne ferește și dacă unul moare lângă tine. Asta-i dragoste, frații. Și facă Dumnezeu, dacă vrem relații bune, cordiale, sfinte, fierbinți, să luăm și această podoabă asupra noastră. Dar nu ne opri, frații. Uitați-vă ce mai spune. Ne amintește că trebuie să avem un stăpân totuși. Și uitați-vă ce spune. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Ce înseamnă să stăpânească, frate? Să n-ai porțiuni de manevră. Ci doar în pace, doar în liniște, așa cum spunea Isaia de multă vreme. În liniște și odihnă. În seminătate și în creare. Mântuire și tăria voastră. Tot așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, trebuie să înțelegeți bine. Voi nu mai sunteți stăpâni. Nu, nu, nu. Peste inimile voastre trebuie să aveți ca stăpâni pace. Haideți să ne gândim, fraților. Când se produc greșele? În general, când se produc cuvintele și când se scapă? În furtună, când n-ai pace, când ești încordat și când ești încolo. Dintr-o dată scap ceva. Domnul spune, vreți ca niciodată să nu se mai întâmple? Îngăduiți ca stăpânul vostru de acum să fie pace. Poate că spune, frate, nu e posibil. O, avem o rețetă în Sfânta Scriptură. Foarte clar. Aruncați asupra lui toate îngrijorările. Și în loc ca inima să-ți ia la trap, așa cum a ajuns a mea tensiune la peste 20, nu mai știu cât era exact, ești în liniște, ești în pace. Și poți să vezi așa lucrurile, nu cu ochiul ăla mânios care mai sparge în munți, așa. În pace le vezi altfel. Și fraților, câte lucruri s-au văzut altfel după ce a trecut furtuna. Dar a trecut, a produs ravagii, așa cum a produs furtuna de ultima vreme, spunea Bogdan că i-a luat acoperișul. Nu știu, săracul, ce căsuță avea. I-a luat acoperișul. O, câte acoperișii creștine mai se iau, frate. De ce? Pentru că avem o rețetă și o ținem în buzunar. Și nu să aruncăm asupra Tatălui nostru. Doamne, ce v-am dat afară? Am copii de crescut! Și dacă te frămânți, rezolvi ceva. Doamne, nu știu ce o să mă fac, că sunt cel mai urât dintre tine. E cineva? Nu, există. Tine, creștin, urât. Domnul spune, aruncați asupra mea toate îngrijorările. Și ce spune? Eu însumi voi îngriji de voi. Nu mai spun celălalt verset în care ne spune că toate lucrurile să aducem cerurile noastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cere cu mulțumim. Și atunci, fraților, pacea lui Dumnezeu, care trece orice pricepere, din nou spune, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Să îngăduim, frați și surori, acest stăpân. Și să știți, ne face și ne aduce atâta bine. În primul rând nouă, fraților. Nu e doar pentru cei din jur. Câte nopți nedormite au trăit frații. Pentru că n-au mai avut și au pierdut acest stăpân. Nu pace a mai fost, ci truda și desnătăjde și câte alte lucruri vin în continuare și pătrund așa până când te cufundă pe împinița desnătăjde, că nu mai ai nicio șansă și ești gata să faci ce fac cei din lume, să-ți iei viață. Nu, nu, fraților. Ca stăpân trebuie să avem ca stăpân pacea lui Hristos care trece orice duce. Și apoi avem și un locuitor, fraților, de care trebuie să țină cont. Iată ce spune. Cuvântul lui Hristos și fiți atenți ce spune. Nu frânturi, nu ce ne place, nu ce ne convine. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. În toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu sari, cu cântări de laudă și cu cântări domnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Fraților, știți de ce uneori curg cuvinte care nu sunt de calitate?
dacă ar fi prinde cuvintele lui Dumnezeu, astea ar curge, frate. Hai să spun ce mi-a spus Domnul. Hai să spun ce lumină am mai avut. Nu, n-am spus ce preț o sunt la piață, ce a greșit Ruben, dar toți sunt la masă aia, rămâne pe Iosif. Pe Iosif și termin și zicem cu altă masă. Nu! Cuvântul lui Hristos, dacă de asta suntem plini, ăsta va curge, frate. Și de-aia se spune, nu mi se pare, cum e posibil să vorbim între noi? Cum? Cu cântări duhovnicești, cu cântări de laudă, cu sal. Și totdeauna cum să facem? Cu un simțământ ales, cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu Tatălui. Și încheiere de revedere. Trebuie ca toate lucrurile acestea să le trăim sub autoritatea celui mai minunat Domn, a Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune. Și orice faceți. Ca și cum, dacă încă dragostea mai lăsa ceva neacoperit, uite, mai eu autoritate. Asta chiar nu scapă nimeni. Orice faceți cu cuvântul, cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu. Totul ar trebui să facem sub această autoritate. Nu, frate, vrei să spui că dacă spun masele, să le fac așa ca pentru Domnul? Să le fac sub autoritate? Da? Nu cât scrâșnim soțul meu niciodată n-a spălat, că nu-i place să spălă. Dar am o soție care are unghiile aia mai mari și nu prea reușește să le mai dea de la mână. Și zice că ăsta e rândul meu. Da? Și azi e rândul meu, în bucătărie și e rândul meu. Azi și mereu e azi. Fraților, dacă într-adevăr ne vom lăsa sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, toate se vor schimba. Și în final, așa cum am menționat, prin Domnul Hristos, prin această autoritate, vom fi mulțumitori celui că ne-a dus în această familie fericită despre care am vorbit în seara aceasta. Relații bune, cele mai bune, de cea mai bună calitate. Și facă Domnul ca așa să trăim. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin. E foarte târziu. Mai cântăm sau doar încheiem?